Șamanul, fizicianul și misticul. Ritualul cortului tremurător. Am părăsit Montrealul. Pădurea laurentină care se întinde de la sud de pădurea boreală este magnifică. Un adevărat mozaic de pajii și copaci, pini, printre care maestuosul pin alb, arțari, stejari și atâtea alte specii ale căror denumiri nu le cunosc și care dau splendoarea toamnei canadiene. Unul din visurile mele este să văd un elan în libertate. Acest animal de talie mare trăiește în regiunile mlăștinoase din nord. Acest solitar poate fi uneori zărit pe șosele, îndeoseb noaptea, iar prezența sa în regiune este semnalată la tot pasul de panourile indicatoare. Urmează să petrec vreo 2 săptămâni la indienii Cree, la recomandarea lui Agnes, o infirmieră din provincie. O întâlnisem de mai multe ori la Montreal. Această femeie de 35 de ani a părăsit Franța la vârsta de 18 ani pentru a răspunde chemării lumii noi. Agnes este o enciclopedie vie în materie de civilizație amerindiană. Trebuie menționat faptul că timp de 7 ani a trăit la inuiții din extremul nord canadian. Aș fi vrut să profit și eu de această călătorie pentru a vizita acea parte de nord, dar din păcate timpul îmi era măsurat. Această civilizație necunoscută, atât de îndepărtată, dar totodată și atât de apropiată, mă fascina. Cuvântul Inuit se referă la toți eschimoșii din Canada, deosebindu-i de eschimoșii din Asia sau din insulele din Alaska. Cuvântul eschimos, deloc apreciat de inuiți, este folosit din ce în ce mai puțin. Cât despre inuit, acesta înseamnă pur și simplu poporul. Niște artiști amerindieni pe care i-am întâlnit la Montreal mi-au explicat că, după mai mult de 15 ani de negocieri, inuiții au semnat cu guvernele federal și teritorial un acord, rod al celor mai importante revendicări ale indienilor autohtoni din istoria Canadei. Acest acord prevede crearea în 1999 a unui nou teritoriu, în partea estică a actualelor teritorii numite de Nord-Vest. Limba Inuktitut este aici limba oficială, alături de engleză. Eschimoșii înșiși își spun inuiți, poporul sau oamenii, în timp ce pe indieni îi numesc Itklits, adică purtători de păduchi, iar pe oamenii albi Kalunat, adică cei cu sprâncene lungi. În timpul sejurului meu la inuiți, Agnes fusese adoptată de o familie cu aproximativ 17 membri. Acolo, ea a descoperit vânătoarea de vulpe argintii. Pe o întindere albă și netedă, total lipsită de vegetație, fără denivelări, lipsiți de cel mai mic punct de reper, vânătorii umblă ore întregi, punând capcane, apoi vin să le ridice fără să uite vreuna. Agnes mi-a spus că femeile le erau superioare bărbaților în această artă. "Cum așa?" am întrebat-o eu. Într-o zi de vânătoare, un prieten m-a rugat să merg până la mama lui. Am pornit așadar spre ea pe întinderea aceea albă măturată de vârtejuri de vânt. Femeia mi-a cerut să urinez pe zăpada înghețată. Urina face o groapă mică în care inuitul își așează capcana. Când am terminat, ea mi-a aruncat o privire dezaprobatoare, deoarece, asemeni bărbaților, nu reușisem să fac decât 3 găuri. Ele, femeile, reușesc să urineze de câte 7 ori. Trecând de lac, pătrund în adâncimile pădurii laurentine, un panou de semnalizare indică următoarea stație de benzină 120 de kilometri. 120 de kilometri de pădure. Mă gândesc la codrii noștri din Evul Mediu și la campaniile de defrișare din Franța secolului al VIII-lea. În țara noastră, cu excepția câtorva frumoase păduri ce țin de anumite domenii, nu au mai rămas spații comparabile celor care încă mai există aici. La ieșirea dintr-un viraj mă opresc pentru a-mi oferi o oră de plimbare prin pădure. Prietenii mei din Montreal îmi vorbiseră despre o plantă rară, care crește în stratul de frunze moarte din zonele umbrite și care face o floare unică. Este o plantă evanescentă de un alb argintiu fără frunze. Îmi fuseseră elogiate și fructele de pădure, afinele și vestitele albăstrele care cresc din abundență în zonă. Plimbându-mă,
Îmi treceam în revistă cunoștințele despre condițiile de viață actuale ale indienilor canadieni. Populațiile aborigene, cum mai sunt ei numiți, se împart în trei grupe care trăiesc în Yukon, în teritoriile de nord-vest și în Ontario. Întâlnești însă comunități aborigene în toate provinciile. Acestor trei grupe li se mai spune și canadienii autohtoni sau primele națiuni, referire implicită la independența pierdută a aborigenilor canadieni. Există, se pare, peste 2000 de rezervații răspândite pe întreg teritoriul, reunind vreo 600 de tipuri etnice, din care mare parte trăiesc modest, dintr-o alocație guvernamentală. Este cazul băștinașilor Cree. Cu toate acestea, asistăm de la începutul anilor 60 la o deșteptare a mândriei amerindiene, ca și la o afirmare a drepturilor și specificității culturale ale primilor locuitori, în special prin Cartea Drepturilor și Libertăților semnată în 1982. De la începutul anilor 60, liderii indienilor încearcă să-și politizeze revendicările. Fie că invocă Constituția, revendică terenuri sau își apără drepturile miniere, mai multe organizații naționale, în special Adunarea Primelor Națiuni, se angajează în apărarea drepturilor indienilor. Grație acestor acțiuni, vocea lor s-a făcut în cele din urmă auzită. Revendicările lor ajung adeseori în sălile tribunalelor, îndeoseb cele privind dreptul la autonomie al popoarelor aborigene. Eram la Montreal în 1990, când o facțiune rebelă a indienilor Mohawk, războinicii, au pus mâna pe arme și au blocat podul Mercier care leagă insula Montreal de malul sudic al lacului, pentru a atrage atenția mass mediei. Semnarea acordului de creare a teritoriului, prevăzută pentru 1 aprilie 1999, a fost urmarea acelor tulburări și angajează un proces de restituire a pământurilor către popoarele autohtone. Știam că Mistassini avea un dispensar, o infirmerie, un mic supermarket, o școală, o biserică, pe scurt, scheletul unei organizări sociale de tip occidental. Crearea școlilor indiene permite controlul educației religioase și predarea limbilor autohtone, precum și crearea unui sistem judiciar indian. Ca și în Statele Unite, mișcarea amerindiană este extrem de activă și participă din ce în ce mai mult la diverse manifestări care reclamă respectul față de religia, limba, cultura și istoria poporului lor. Iubesc această țară în care mi-am făcut numeroși prieteni. O iubesc pentru blândețea și forța ei, pentru clima aspră și verile călduroase. Îmi plac de asemenea arta, cultura și literatura. Mă gândesc la toți acei francezi acadieni care în secolul al XVIII-lea și-au pierdut pământurile. Sosind în rezervație, sunt surprins, deoarece mă așteptam să găsesc aici un sat mai tradițional. Indienii Cree de astăzi sunt descendenții vânătorilor nomazi din Marele Nord, care trăiau în imensa pădure boreală, cea care se întinde pe 4800 de kilometri. Înainte de sosirea europenilor, acești vânători trebuiau să se adapteze unui cadru natural aspru. Armele, îmbrăcămintea, uneltele, obiectele ritualice erau confecționate cu ajutorul materialelor naturale. Viața se organiza în jurul unor tehnici învățate în comun și al unor instrumente simple. Astăzi nu mai există așa ceva. Ajutoarele primite de la guvernul federal le-au permis să-și construiască acele mici case de lemn specifice orășelelor nord-americane. Agnes sosește de îndată și mă ajută să mă instalez. Vizitez dispensarul Cree, foarte bine echipat, cu o mică sală de operații și paturi de spital. Personalul străin îi include pe lângă Agnes, pe Mercedes, o doctoriță de origine spaniolă și încă o persoană. Toți ceilalți angajați sunt localnici. Am vizitat satul de mai multe ori. E un sat pierdut în mijlocul pădurii, la peste 80 de kilometri de cel mai apropiat oraș. Mă aștepta o altă surpriză. În centrul rezervației se înalță un cort mare, biserica penticostală, instalată acolo de mai mulți ani. Împins de curiozitate, într-o după-amiază am intrat și eu în biserică. Înăuntru se derula un spectacol uimitor. Cortul, cum îl numesc familiar indienii Cree,
seamănă cu o cupolă de circ. În interior sunt bănci cu câte două locuri dispuse ca într-o sală de clasă. Trei predicatori tineri cu păr scurt, cămașe albă și cravată cântau la chitară și psalmodiau cântece religioase în fața unui număr de vreo 20 de indieni. La fiecare 5 sau 10 minute, spectatorii părăseau cortul și alții le luau locul. Am înțeles repede că aceasta era una dintre atracțiile majore ale satului. Când un indian nu avea nimic de făcut, el le spunea celor de lângă el: "Să mergem la cort." Într-o seară i-am întâlnit pe fostul șef al satului în vârstă de peste 80 de ani și pe cea mai bătrână femeie, care avea 100 de ani. I-am întrebat dacă apreciază modul de viață occidental. În mod evident, bătrânii care cunoscuseră timpurile vechi ale comuniunii cu natura se simțeau stingheri în noul lor cadru de viață. Șeful mi-a zis: "Trăim 4 sau 5 luni în aceste case, dar nu așteptăm decât un lucru: ca tinerii să dea semnalul de plecare. Atunci petrecem 6 sau 7 luni în pădure, unde vânăm, pescuim și regăsim mediul nostru natural." Am surâs, gândindu-mă că tinerii respectivi erau în mare parte niște sexagenari voinici. La recomandarea lui Agnes și a lui Mercedes, m-am dus în vizită la șamanul satului, doctorul de campanie, cum mi se spune aici. După multe reticiențe, el mi-a explicat modul în care folosește plantele și mi-a vorbit despre anumite ceremonii, printre care cea a celebrei tobe de vânătoare a băștinașilor Cree și a cortului tremurător. L-am întrebat dacă mai practică ritualurile cortului tremurător. Chipul i s-a adumbrit de îndată. După câteva ore de conversație am realizat, spre marele meu regret, că acești băștinași pierduseră multe din credințele și ritualurile lor. "Totuși," spuse el, "legendele noastre astăzi în mare parte uitate povestesc cum națiunea Cree s-a organizat în comunități, s-a înmulțit și a întemeiat o societate, o lume doar a ei, și a stabilit astfel ordinea într-o lume haotică. Atunci când lumea oamenilor se constituie, se nasc mituri și legende. Se păstrează însă legături strânse între oameni și animale, grație celui ales, șamanul, expert în arta invocării spiritelor animalelor pentru a le utiliza forța sau viclenia în folosul lui sau al grupului. La indienii Cree, vânătoarea era un veritabil ritual. Fiecare etapă, de la urmărirea vânatului până la împărțirea prăzii, fiind marcată de gesturi sau cuvinte rituale. Uciderea unui caribu sau a unui elan era urmată de scurte incantații. Vânatul era de fiecare dată jupuit și tranșat după reguli precise, pentru a nu-i ofensa spiritul, ci dimpotrivă, pentru a-i mulțumi și a-l ruga să se expună din nou săgeților și gloanțelor. Explicarea modului de alcătuire a universului prin recurgerea la povestirea simbolică plasează geografia Cree pe linia unei gândiri animiste și magice foarte îndepărtate de gândirea carteziană, care prezidează construcția geografiei savante occidentale. Acel doctor mi-a prilejuit o întâlnire cu un alt bătrân, care mai fabrica încă faimoasele tobe de vânătoare. Acesta mi-a explicat că atunci când bărbații plecau la vânătoare, toba suna într-un mod special, pentru a intra în legătură cu spiritul animalului pe care urmau să-l ucidă, îndeoseb elanul sau renul canadian. Animalul se afla uneori la mai mulți kilometri de tabără. Indienii nu detectaseră încă prezența lui, nici el pe cea a vânătorilor. Și totuși, aceștia afirmă că bătăile tobei le permiteau realmente să comunice cu vânatul. De îndată ce contactul era stabilit, fapt semnalat de infime variații de ritm, hăituirea putea să înceapă. Animalul acceptase să-și dăruiască viața. În toamna anului 1992 mai erau doar două persoane care cunoșteau tehnica sacră de confecționare a acestor tobe. Ele mi-au mărturisit cu o notă de regret în glas că acest lucru nu m-a interesat pe nimeni. Tinerii se întorc spre lumea modernă, spre promisiunile și iluziile ei. Mai mult, de zeci de ani, misionarii sosiți aici le-au tot repetat indienilor Cree că fabricarea și folosirea ritualică a acestor tobe sunt diabolice.
ceea ce a contribuit în mod evident la dispariția unei arte ce vine de foarte departe, de la vânătorii siberieni care s-au instalat în această regiune imensă cu mii de ani în urmă. Mă gândeam la populațiile Ciucce, Golde, Iacute, care în urmă cu 30.000 de ani se îndreptau spre Alaska. În aceeași perioadă, oamenii ca ei creau în Europa meridională o artă nemuritoare pe tavanele și pereții grotelor, arta rupestră. Acești călători compuneau cântece închinate focului și nopții și povești, evocând experiența lor șamanică de viață. Ei nu aveau o limbă sacră, dar înțelegeau deșertul arctic și stepa, respectau animalele cu care împărțeau aceste spații și știau să aprecieze minunile oferite de o natură totuși atât de aspră. Mai târziu, alți oameni, bărbați și femei cu un curaj și capacități comparabile, s-au aventurat pe aceste tărâmuri necunoscute cu o zestră mentală cu nimic mai evoluată decât cea a vechilor descoperitori. Pe sănile lor mici, cu tălpi din os și din coarne de cerb, ei trăgeau mica rezervă de unelte și obiecte diverse adunate de poporul lor în timpul a 10.000 de ani de viață în Arctica. Ace de os deosebit de prețioase, piei din care urmau să-și facă veșminte, vase cioplite din lemn dur sau din os, câteva obiecte de bucătărie făcute din colți de morsă și mai multe cuverturi din blană de fiecare familie. Totuși, mai important decât această modestă înzestrare materială, ei aduceau din Asia o extraordinară cunoaștere a Marelui Nord. Atât bărbații cât și femeile învățaseră sute de reguli de supraviețuire în iarna arctică și de găsirea hranei în timpul verii. Ei cunoșteau natura vânturilor și mișcarea stelelor. În timpul nopții hibernale erau ghidați de șamanii vizionari. În mod sigur, acești călători nu realizau că trec pe un alt continent. Ei nu aveau cum să știe de existența acestor mase terestre enorme și, dacă ar fi știut, Alaska li s-ar fi părut o parte a Asiei și nu a Americii de Nord. Nu aveau cum să realizeze că străbat un pod, căci peisajul arid care îi înconjura nu semăna nici pe departe cu așa ceva. Pentru ei, această expediție de câteva sute de kilometri nu era în niciun caz o migrație. Ar fi putut fi numit siberieni, dar fiindcă au fost asociați cu Alaska, ei au primit numele generic de indieni. O ramură viguroasă a acestui popor se va instala în insulele ce alcătuiesc Alaska meridională, iar după câteva mii de ani, unii dintre descendenții lor vor pleca spre sud până în Arizona, unde vor deveni poporul Navajo. Specialiștii au demonstrat că limba indienilor Navajo este tot atât de apropiată de cea a atbascanilor, precum este spaniola de portugheză, ori este imposibil ca acest lucru să fie rodul hazardului. Cele două grupuri sunt strâns legate. Acești atbascani, nomazi, nu formau un val puternic de emigranți care să urmărească transplantarea civilizației lor în teritorii nelocuite. Nimic comun cu pelerinii englezi care au traversat Atlanticul într-un exod plin de determinare. Este posibil ca atbascanii să se fi răspândit prin toată America fără să aibă sentimentul că și-au părăsit țara. Iată cum niște ființe umane au venit pe nesimțite să populeze un întreg continent, înaintând doar câteva sute de kilometri la fiecare generație. În 30.000 de ani, ei au trecut din Siberia în Arizona, fără ca de fapt să se fi îndepărtat de vatră. În Alaska și Canada se întâlnesc în principal două mari familii lingvistice. Atbascanii, grupă căreia îi aparțin și Navajo, care au migrat către sud-vestul american în secolul al XII-lea, și Algonquinii, primii ocupa Alaska și vestul Canadei, ceilalți estul Canadei și anumite părți din nord-estul Statelor Unite. Atbascanii sunt imigranți recenți. Potrivit arheologiei și antropologiei clasice, ei ar fi sosit între mileniile 7 și 2. Algonquinii sunt mai interesanți pentru demersul nostru deoarece ei au conservat până într-o epocă recentă obiceiuri încă impregnate de străvechi tradiții siberiene. Practicile lor religioase sunt în schimb mai puțin cunoscute decât cele ale vecinilor lor. Există două grupe de Algonquini, Cree și Ojibwa. Acești indieni trăiesc în regiunile de nord-vest și de sud ale platformei canadiene.
Indienii cree din zona împădurită, cred în Manitu, spirite care trăiesc peste tot în natură, în necesitatea de a întreține o relație de ordin sacru cu animalele și în existența stăpânilor animalelor. Ca toți algonvinii, ei venerează o ființă supremă numită Manitu sau Marele Spirit, același ca în toate sistemele religioase amerindiene. Succesul la vânătoare este asigurat de spirite protectoare pe care individul le cunoaște prin exercițiile de revelație din timpul adolescenței. Una dintre activitățile medicale cele mai spectaculoase este ritualul cortului tremurător, o ceremonie șamanică de origine siberiană care s-a răspândit prin intermediul eschimoșilor până în nordul Americii. Aceasta se regăsește și la indienii din zona de câmpie și de pe podișul Colorado și chiar în sud-estul Asiei. Este unul dintre ritualurile șamanice cele mai bine reprezentate. Când un șaman este chemat să stabilească natura unei boli sau să îngrijească un bolnav, el începe prin a cere să-i se construiască un cort. Această sarcină revine familiei și prietenilor bolnavului. Ei înfig la 50 de centimetri în pământ, în formă de cerc, niște prăjini solide. Capetele acestora sunt îndoite unele spre altele și legate la un loc. Această armătură este apoi acoperită cu o pânză. Cortul arată ca o colibă mică cilindrică de forma unui butoi, în care nu încape decât șamanul șezând pe jos. Spectatorii urmăresc desfășurarea evenimentelor din exterior. Șamanul intră în corp dezbrăcat de tot. El cântă și își agită uruitoarea. Apoi el este legat cu curele și în această stare începe să invoce spiritele aerului și ale animalelor. Cei adunați afară cântă și ei în ritmul tobelor. Cântecele devin mai intense și ating pragul maxim la sosirea celui mai important spirit venit în ajutorul șamanului. La indienii cree, este vorba de obicei de michenac, broasca țestoasă. Din exterior se aud tot soiul de sunete ciudate, tălpici zdrobind zăpada, o secure care taie lemne, scârțâituri, pagaie care lovesc apa. După aceea, acest prim spirit cheamă la rândul lui alte duhuri. Un Mistassini spune că a văzut într-o zi la labe de urs, capul unei lutri și mai mulți pești trecând prin pânza care acoperă cortul. Spectatorii stau în general cu respirația tăiată. În timpul ritualului, cortul tremură, cuprins parcă de nebunie. Cei care l-au construit știu că nu e lucru firesc, deoarece un om așezat în interiorul lui nu ar avea forța necesară să provoace un astfel de vacarm. Atunci, cei de față îi pun întrebări stăpânului duhurilor, iar el le răspunde prin intermediul șamanului, a cărui voce deformată răzbate prin partea superioară a adăpostului. Cea mai mare parte a întrebărilor se referă la persoane sau obiceiuri dispărute, la întâmplări din trecut sau profeții. Șamanul mai oferă de asemenea informații despre originea bolilor și despre tratamentul necesar. Indienii cree, practică, deși din ce în ce mai rar, un rit de recuperare a sufletului. Atunci când duhurile secundare declară că sufletul unui bolnav a dispărut, duhul principal se angajează să-l aducă înapoi și cortul începe să vibreze din nou. Toate mărturile existente arată că atunci când acesta redevine imobil, șamanul iese, eliberat în mod misterios din strânsoarea legăturilor. Acel doctor afirmă că legăturile au fost adesea găsite în cort, agățate de capetele prăjinilor. Cum a putut oare șamanul să se elibereze? Nimeni nu o știe. Epuizat, el va avea nevoie de ajutorul celorlalți pentru a ajunge la vigvamul său. Cât despre bolnav, acesta se va restabili treptat. Ceremonia cortului care tremură a fost descrisă pentru prima dată în 1609 de către Samuel și mai apoi într-o manieră mai detaliată pe la 1700 de către misionarii iezuiți canadieni. La Mistassini, mi s-a vorbit despre un film turnat în 1958 de o echipă de la televiziunea canadiană. Sfatul tribului le permisese operatorilor să-și placeze camerele în mica incintă pentru a-i reduce astfel la tăcere pe cei care susțineau că acolo nu se petrece nimic deosebit și că șamanul însuși se agață de parii de lemn și zgâlție tot cortul. Ar trebui să vă interesați, mi s-a spus.
Filmul trebuie să existe încă în arhive. Lumea plantelor dătătoare de înțelepciune. Amazonia, aprilie 1995. După ce am participat la un congres în Canela, am revenit la Rio împreună cu Lilian, tovarășa mea. În Rio de Janeiro, oraș turistic prin excelență, se află cele mai cunoscute plaje din lume. Pentru noi însă urmează să înceapă o expediție spre Amazonia. Ne propuseserăm să ajungem în centrul celei mai întinse păduri tropicale umede din lume, alimentată de fluviul cel mai mare și având ecosistemul cel mai bogat și mai variat de pe planetă. Obiectivul nostru, să studiem o plantă înțeleaptă cunoscută de mii de ani, ayahuasca, în comunitățile locale. Un areal ecologic de 5500 de kilometri pătrați, în apropiere de frontiera boliviană. Cu ocazia celui de-al treilea sejur american, avusesem ocazia să consult mai multe rapoarte despre plantele psihotrope, în special despre ayahuasca. Afirmațiile profesorului Calway și ale doctorului Edward McRae mă marcaseră în mod deosebit, ca să nu mai vorbim de cărțile și referatele lui Michael Harner, unul dintre părinții noi antropologii. Eram intrigat de folosirea etnogenelor, ayahuasca fiind una dintre acestea, de către populațiile din bazinul Amazonului. Ayahuasca este un termen care definește o băutură psihotropă tradițională cunoscută și sub numele de yage, natema sau daime. Utilizarea sa rituală larg răspândită în Amazonia și în alte regiuni din America de Sud ne face să credem că această băutură este folosită de mii de ani. Printre altele, șamanii actuali o folosesc mereu în practica lor de divinație șamanică, precum și în ceremoniile de vindecare. Deloc hotărât să joc rolul psihonautului temerar, am ținut să mă documentez bine înainte de a ingera cine știe ce plantă sau iarbă. Posibilele accidente trebuie evitate. Am ajuns astfel să parcurg cu minuțiozitate toată literatura care mi-ar fi putut oferi informații despre dozajul acestor psihotrope și posibila lor toxicitate. Știam că indienii nu văd cu ochi buni ceea ce ei numesc turismul ayahuasca și care a dus la denaturarea tradițiilor lor. Anumite reviste americane propun circuite ayahuasca, una din căile cele mai directe spre extazul șamanic. Cu toate acestea, eu consider că exploratorii sinceri ai acestui domeniu al spiritualității pot avea mult de câștigat de pe urma folosirii acestei băuturi, cu condiția să fie îndrumați de șamani experimentați și să înțeleagă că într-o astfel de experiență, ritualurile tradiționale sunt tot atât de importante ca folosirea unei călăuze pricepute atunci când te deplasezi prin junglă. La trecerea lui prin Paris, i-am vorbit lui Nelson Liamo, pe atunci director de colecție la editura Record, editorul meu brazilian, despre interesul pe care îl manifestam în folosirea plantelor psihotrope. În toamna anului 1994 am organizat împreună primul meu turneu brazilian, bazându-ne pe legăturile prietenului nostru cu comunitatea Daime. Lilian și cu mine ne propuseserăm să ajungem în inima Amazoniei, pentru a ne continua cercetările asupra modificărilor conștiinței. Lecturile pe care le făcusem mă tulburaseră. Toți autorii afirmau că această băutură nu produce niciun efect secundar și nici cea mai mică dependență. Printre altele, experiența se derulează într-o stare de hiperconștiință, subiectul putând în continuare să umble, să vorbească și să raționeze. Posibilitatea oferită de această plantă înțeleaptă de a pătrunde în straturile limite ale conștiinței, rămânând în același timp conștient de tot ceea ce te înconjoară, mă intriga. Nelson îl cunoștea bine pe Alex Polari, un pilon al acestei mișcări religioase în Brazilia. Alex locuia împreună cu familia în inima pădurii amazoniene. Auziserăm și citiserăm multe lucruri despre ayahuasca, daime și pădurea amazoniană, dar plecând de la principiul că nimic nu poate înlocui experiența directă, ne-am decis să mergem la fața locului pentru a ne forma propria opinie. Expediția fizică și spirituală a început din momentul plecării noastre din Rio spre capitala federală a țării, Brazilia, cel mai mare oraș din lume.
Mi-a părut rău că nu puteam zăbovi puțin, deoarece prietenul meu, profesorul Pierre, locuia în apropiere. Pierre este rectorul celei de-a treia universități holistice din lume, situată la sud de Brazilia. De origine alsaciană, ca și mine, acest doctor în psihologie, care și-a luat diploma la Sorbona, s-a stabilit în Brazilia în urmă cu 30 de ani. El a fost unul dintre primii profesori de psihologie transpersonală de la Universitatea din Belo Horizonte, unde îi se păstrează o amintire vie. Faima sa a depășit de altfel granițele țării lui adoptive și s-a extins până în Statele Unite, Canada și Franța. Brazilia este remarcabilă prin varietatea și sincretismul numeroaselor sale mișcări religioase. Din punct de vedere istoric, principalele influențe spirituale sunt șamanismul indian, catolicismul și cultele africane. La congresul din Gramado am văzut catolici practicanți participând la o ceremonie Umbanda, un cult afro-brazilian, derivând din magia albă, amestec de candomble și spiritism. Originile acestui cult sunt diverse, dar forma sa actuală a fost creată în Brazilia. Ceremonia pune în scenă reprezentanții ai tuturor raselor din Brazilia: vechiul sclav, divinitățile amerindiene, războinicul alb, etc. Dintre mișcările religioase din Brazilia este imposibil să nu menționăm kardecismul. În secolul al XIX-lea, Allan Kardec a introdus spiritismul în această țară într-o formă acceptabilă de către comunitatea albilor. Doctrina sa, frânturi din religii orientale adaptate spiritului occidental, încă mai are și astăzi câteva milioane de adepți în Brazilia. Aceasta pune accent pe spiritism, reîncarnare și comunicarea cu morții. Kardec și-a prezentat învățăturile în mai multe cărți. La aproape un secol de la moarte, mormântul lui din Paris este unul dintre cele mai pline de flori. Câteva ritualuri indiene au pătruns în cultele afro-braziliene, fără să fi fost total integrate. Ayahuasca este în centrul practicilor acestor curente religioase bazate pe un comportament moral, o ierarhie socială și un cod vestimentar stricte. Guvernul brazilian tolerează folosirea acestei băuturi în ceremoniile religioase și controlează producerea și furnizarea ei. Santo Daime a fost fondat în 1930 la Rio Branco, la frontiera cu Bolivia, în statul Acre, de către Raimundo Irineu. Cultul numără astăzi 15.000 de adepți. Facem o escală de 2 ore pe aeroportul din Cuiaba ca să așteptăm legătura spre Rio Branco. Pentru Lilian și pentru mine e ca și cum o carte de aventuri ni s-ar desfășura în fața ochilor. Într-un mic magazin pentru turiști din aeroport, cumpărăm pene de papagal din Pantanal. Pantanalul este unul dintre ținuturile mlăștinoase cele mai întinse din lume. El găzduiește fauna cu cea mai mare densitate din America de Sud, cu peste 600 de specii diferite de păsări de baltă, precum acvila, șoimul, pasărea cardinal, ibisul, barza, cucul, pasărea colibri, papagalul ara, dar și vidra uriașă, anaconda, iguana, jaguarul, caimanul, ocelotul, curca de pampas și, din zonele mlăștinoase, furnicarii uriași, maimuțele urlătoare. Cunoștințele noastre de portugheză și braziliană fiind, ca să zic așa, inexistente, prietenii noștri portughezi ne vorbesc despre bogăția extraordinară a limbii lor. La origine, Tupi Guarani, transcrisă și simplificată de iezuiți, a devenit limbă de circulație alături de portugheza. În urmă cu 2 secole, ea a cunoscut un declin. Portugheza s-a impus, asimilând însă cuvinte provenind din limbile indiene și africane. Multe denumiri topografice provin din Tupi Guarani și din dialectele africane, în special din cel nigerian și angolez. Rio Branco este destinația favorită a întreprinzătorilor și a coloniștilor care revendică pământuri pentru a le defrișa și a amenaja crescătorii de vite. Comportamentul acestora a suscitat multe dezbateri referitor la noțiunea de proprietate funciară și la folosirea pădurii de către populațiile indigene și muncitorii rurali, care sunt în cea mai mare parte culegători, descendenții coloniștilor ajunși în regiune în urmă cu mai multe decenii.
În această privință este necesară o mică digresiune pentru a vorbi de Chico Mendez, adversar virulent al distrugerii junglei tropicale. Încă de tânăr, el s-a angajat în lupta de apărare a drepturilor culegătorilor asupra pământurilor lor. În anii 70, un ambițios plan guvernamental menit să supună Amazonia a atras în statul Acre întreprinzători, crescători de animale, societăți de exploatare forestieră și coloniști. În 1975, Chico Mendez a organizat un sindicat al lucrătorilor rurali pentru a opune rezistență practicilor de intimidare și de posedare adoptate de nou veniții care distrugeau pădurea amazoniană și îi privau pe cei din comunitățile rurale de mijloacele de existență. În decembrie 1988, Mendez, care primise deja numeroase amenințări cu moartea, a ieșit să ia aer, neînsoțit de cei care îl păzeau, rămași în casă. A fost împușcat în pragul ușii. Mai multe parcuri municipale din Brazilia îi poartă astăzi numele și diverse organizații internaționale au decernat recompense cu titlul postum. Casa lui din Sampuri, la 200 de kilometri sud de Rio Branco, a fost transformată în muzeu. Ajungem în sfârșit la ultima noastră escală înainte de mare aventură. La aeroport suntem întâmpinați de Gil, francez stabilit de 30 de ani la Belém, pe care l-am întâlnit uneori în Franța. Capitala statului Acre se află pe malurile râului cu același nume care se varsă în râul Purus, apele lui ajungând astfel în Marele Amazon. Luăm un taxi și pătrundem în inima Amazoniei. Și aici ni se oferă un peisaj cu totul nou. Pentru început, câmpuri cultivate, o șosea asfaltată demnă de rutele noastre naționale, apoi vreo 30 de kilometri mai departe după ieșirea dintr-un viraj spre stânga, o simplă pistă de laterită roșie. Ne aflăm la sfârșitul sezonului ploios și pământul este încă îmbibat cu apă. De câteva ori taxiul se împotmolește și apoi redemarează cu greu. Nu depășim 30 sau 40 de kilometri la oră. După 5 kilometri de rodeo pe drum, suntem constrânși să coborâm și să împingem mașina serios împotmolită. De cum am pus piciorul pe pământ, m-am afundat până mai sus de gleznă într-un noroi roșiatic. Făcând haz de necaz, am izbucnit în râs, în timp ce șoferul încerca disperat să scoată mașina din acea hârtoapă. Câteva minute mai târziu, suntem cu toții plini de mâzga aceea roșie. Este botezul amazonian. Cât de bine, de rău redemarăm. Este aproape 5 după amiaza și încep să mă întreb unde vom petrece noaptea în aceste împrejurimi. După câteva sute de metri, taxiul se împotmolește din nou. Începem să fim versați în acest joc care se repetă de încă 6 sau 7 ori. Ajunge și șoferul să se întrebe dacă să comunicăm sau nu să ne întoarcem. După un sfert de oră întâlnim un 4x4 al cărui șofer ne sfătuiește să facem cale întoarsă. Parcurseserăm vreo 30 de kilometri într-o oră. Dar atunci cum să ajungem la Boca do Acre, unde ne propuseserăm să petrecem noaptea înainte de a lua piroga și a pătrunde definitiv în pădure? În cele din urmă ne hotărâm să ne întoarcem și să găsim un hotel la Rio Branco. Căldura este umedă și cam lipicioasă. După ce plătim taxiul, pătrundem în holul hotelului plin de noroi din cap până în picioare. Noroiul care începe să se usuce ne dă aerul unor statui mobile de argilă roșie. Aici, genul acesta de spectacol trebuie să fie unul obișnuit, de vreme ce reușim să trecem complet neobservați. După ce facem baie, luăm o cină ușoară și mergem la culcare. A doua zi de cum ne trezim, în măsura în care am putut dormi peste noapte din cauza aparatului de aer condiționat care făcea un zgomot infernal, Gilles ne propune să ne continuăm călătoria cu un mic avion local. Mergem așadar la aeroport și decolăm în cursul dimineții. La Boca de Acre suntem întâmpinați de Alex, pe care mă bucur să-l cunosc în cele din urmă. Locul este înțesat, o mulțime pestriță de copii și de câini vagabonți. Cele câteva magazine sunt pline de produse, deși sătenii nu prea par înstăriți. Când ajungem la hotel, ni se spune că piroga către centru a plecat deja.
Așteptând-o pe cea de-a doua, petrecem restul zilei plimbându-ne pe singura stradă existentă și pe ulițele adiacente. Alex este un om destul de înalt și slab, îmbrăcat în stil local, pantalon de culoare deschisă și cămașă de flanel. Deși în vârstă de numai 40 de ani, barba albă îl face să semene cu un profet din vremurile biblice. Născut la Rio de Janeiro, Alex a fost închis la sfârșitul anilor 60 deoarece făcuse parte dintr-un grup de gherilă urbană ce se opunea regimului generalilor. Toate încercările sale locale de a ieși din impas au eșuat, el fiind condamnat la închisoare pe viață, dar eliberat apoi după 9 ani de detenție, grație unei amnistii. Aflat din nou în libertate, acest poet și-a propus să realizeze un film video în pădurea tropicală amazoniană. De aici, el a cules material pentru o lucrare consacrată unui cult practicant de cei care extrag cauciuc natural și care adoră o puternică băutură amazoniană cunoscută sub numele de ayahuasca. Acest ceai amar este produs plecând de la o plantă întâlnită pe întreg teritoriul continentului sud-american, dar care crește mai ales în zona superioară a fluviilor Amazon și Orinoco. De grosimea degetului mare al mâinii, liana crește în zonele calde și umede unde se înfășoară în jurul trunchiurilor copacilor. Din timpuri imemoriale, ayahuasca este cunoscută cu ocazia ritualurilor șamanice de vindecare. Ayahuasca înseamnă vinul sufletelor sau vinul viselor. Aia înseamnă moarte, iar huasca liana. Gazda noastră ne povestește că la sosirea lor, conchistadorii au descoperit în Anzi un popor deosebit de civilizat, care avea cunoștințe foarte temeinice în materie de plante. Se pare că incașii dețineau secretele ayahuascăi, băutura care face posibilă comunicarea cu lumea de dincolo. În perioada în care europenii cucereau noile teritorii, misionarii vorbeau de profeții ale sacerdoților soarelui, care, prin viziunile avute în timpul ceremoniilor, au prezis sfârșitul civilizației Inca. Nu am găsit niciodată urme scrise care să releve că incașii foloseau plante psihotrope, dar este foarte probabil, spuse Alex. Vechile mituri ale genezei la popoarele amazoniene precizează că prin combinarea a două plante care cresc în zona fluviului, se obține o băutură sacră care face parte din cosmologia lor. Popoarele din pădurea tropicală cunosc secretele acestei băuturi ce le oferea cheia în descoperirea originii lor. Când vine seara, mergem la culcare într-o încăpere rustică. Și aici aerul condiționat face un zgomot infernal. A doua zi, omul cu piroga ne așteaptă. Gilles, Alex, Lillian și cu mine ne îmbarcăm pentru ultima etapă a călătoriei noastre. Urcăm timp de mai multe ore pe cursul râului. În această zonă, apa are o lățime de peste 3 km. Avem tot timpul să admirăm fermele amazoniene tipice, cocoțate pe piloni, micile plantații de bananieri, mango și orezăriile. Din când în când, localnicii ne fac semne cu mâna. Între albastrul cerului și ruginiul apei, se etalează o paletă fabuloasă de culori. Noaptea tropicală ne surprinde atunci când ajungem la confluența a două râuri. În doar câteva minute, o amplă manta de umbră învăluie toată pădurea. Aflați încă departe de destinație, ne decidem să cerem găzduire la o fermă de pe malul râului. Petrecem o seară agreabilă în compania fermierului, a soției lui, a bunicului și a celor trei copii, care se uită la noi de parcă am fi marțieni. Locul este modest, dar cochet. Ferma se întinde pe o suprafață de câteva hectare. Aici, comorile cele mai de preț sunt bateriile pentru aparatul de radio, lumânările și bricegele. Prietenii noștri din Rio ne sfătuiesc să aducem marca Opinel numărul 8. După o masă frugală, constând din cartofi fierți, orez și banane prăjite, fermierul ne conduce într-un tur al proprietății. A doua zi dimineață ne trezim în jur de ora 5, deoarece subtropice se luminează de vreme. La drept vorbind, ne-au trezit zgomotele junglei. După tăcerea nopții, tulburată doar de câteva glasuri de păsări, muzica pădurii devine dintr-o dată asurzitoare cu miriadele ei de ciripituri, de croncănituri și de urlete. Ne îmbarcăm din nou și piroga pătrunde în apele unui alt râu, Mapia.
Continuăm să înaintăm în inima pădurii amazoniene. Râul devine mai îngust, între 5 și 10 metri lățime. Ramurile copacilor de pe mal se împreunează deasupra apei, formând un soi de tunel de un verde smarald. Ai zice că te afli într-o catedrală verde. Din cauza îngustimii râului, trunchiurile de arbori coborâți de fulger ne obligă să coborâm în apă pentru a elibera piroga. Hotărât lucru după experiența cu taxiul. Doar câteva ore încă și ajungem la destinație. Vor fi 3 zile de când călătorim de la Rio de Janeiro pentru a ajunge la centru. Ne luăm lucrurile din pirogă și ne adâncim în pădure. La câteva sute de metri găsim satul cu căsuțele sale de lemn. Nu ne trebuie mult timp ca să putem aprecia curajul acestor oameni care au fost nevoiți să se lupte cu pădurea spre a-i smulge cele câteva hectare pentru culturile agricole și pentru creșterea animalelor. Statul brazilian le-a concesionat celor din Mapia o rezervație ecologică de 550.000 de hectare, care le permite să subziste și să ducă o viață decentă. Alex ne primește la el, iar soția lui Sonia ne urează bun venit. Ei ne pun de îndată la dispoziție pentru toată durata sejurului o casă aflată la câteva sute de metri de casa lor, la marginea pădurii. Este un soi de cabană de lemn tipică pentru pădurea tropicală, cu 2 încăperi, înălțată pe pilon la 1 metru de pământ, cu un mobilier dintre cele mai rudimentare, o saltea mică și câteva lumânări. Cât despre baie, ni se indică cu un gest pădurea și pârâul care șerpuiește printre arborii imenși. Ne informăm imediat dacă sunt insecte, pirania sau animale periculoase. Gazdele noastre izbucnesc în râs. Liniștiți-vă, nu vă paște niciun pericol. Este realmente cea mai frumoasă baie pe care am avut-o vreodată. Intrăm până la brâu în apa cărei temperatură este de 28 de grade Celsius. Putem așadar să ne răcorim și să ne spălăm fără nicio teamă. Experiența cu ayahuasca. Vom trece și noi în sfârșit prin experiența cu ayahuasca numită Daime de cei din centru. Pentru acești amazonieni, infernul verde al conquistadorilor de altă dată a devenit paradisul verde al tuturor celor care doresc să se angajeze într-un proces de cucerire a sinelui. Gazda noastră ne sugerează că mitul biblic al fructului oprit nu se referea poate la nimic altceva decât la plantele sacre care au favorizat trecerea definitivă de la starea de semiconștiență biologică la conștiința umană. Alți oameni, un alt tip de credință. Aici, în inima pădurii tropicale, o comunitate încearcă să reînvie un mod de viață de mult uitat, o existență în care grijile zilnice și legătura cu divinitatea trec printr-o plantă sacră. Ingerarea unor ierburi dătătoare de putere este nouă pentru noi care folosim, ca să favorizăm dilatarea conștiinței, ritmuri, muzică, mantre, potrivit învățăturilor șamanilor din America de Nord și ale înțelepților din Orient. Totuși, în această pădure amazoniană, recurgerea la plante ni se pare cât se poate de normală, fiind adaptată modului de viață al locuitorilor selvei. Alex, gazda noastră, este considerat un padrinho, adică un naș spiritual în mișcarea Santo Daime. Acest scriitor s-a arătat interesat de Daime în timpul vizitei sale la colonie, pe la sfârșitul anilor 70. El a fost unul dintre primii orășeni instruiți în această doctrină. În 1984, Alex a fost autorizat de acesta să deschidă un centru Daime în munții tropicali. Cu ocazia uneia dintre numeroasele noastre discuții despre modul în care mișcarea lor folosește ayahuasca, el ne-a mărturisit. Ceremonia se bazează pe ritualuri catolice cu imnuri și cântece pe care fondatorul nostru le-a primit prin Miracao, viziunea mistică produsă de ayahuasca. Miracao, care semnifică deopotrivă viziune și extaz, este modelul unei forme de conștiință în care euul se concentrează asupra realității interne și favorizează conștiința spirituală necesară pentru ca viața pe această planetă să poată merge înainte. Dar ce este Daime? L-am întrebat eu pe Alex. Cu ochii pierduți în depărtare, el mi-a răspuns.
Daime este un legământ, un vehicul pentru forță, pentru ființa divină prezentă în pădurea tropicală și în tot ceea ce există. Daime întreține o relație naturală cu creierul nostru, care se comportă asemeni unei chei menite să deschidă ușa conștiinței noastre. Pe de-o parte, amestecul de cipo și de folha suscită diverse reacții neurochimice bazate pe proprietățile sale moleculare. Pe de altă parte, alcaloidele, prezențe de natură divină în compoziția celor două plante, ajută omul să-și însușească și să înțeleagă un sistem de cunoaștere care se întoarce până la origini. În plus, băutura ajustează și reorientează sistemul nervos, meridianele și energiile interne care reglează conexiunile dintre corp, suflet și spirit. Din cea de-a doua zi după sosirea noastră la prima ora după amiezii, ne-am dus într-o căsuță de la marginea pădurii pentru prima noastră întâlnire cu spiritul plantei. Eram vreo 10 persoane, dintre care Alex, soția, fiica și fiul lui de 18 ani, Lilian, eu și încă 2 sau 3 membri din sat. Ne-am întrunit pe terasa de la primul etaj, unde este pregătit un mic altar cu o cruce mică, semănând cu o cruce de Lorena ridicată pe o bucată de lemn de circa 20 de centimetri înălțime și 40 de centimetri lungime și lățime. Pe o pânză albă care acoperă altarul sunt dispuse niște cristale, printre care un cuarț și mai multe ametiste și un mic buchet de flori. Mai sunt de asemenea 2 sticle cu ayahuasca, una limpede, cealaltă mai închisă la culoare, datorită concentrației mai mari. Ne adunăm în jurul altarului, unde gazdele noastre spun Ave Maria și Tatăl nostru. Lilian și cu mine suntem surprinși, deoarece pentru noi ayahuasca este o plantă șamanică, o plantă călăuzitoare. Totuși, dacă ne gândim la sincretismul religios brazilian și la capacitatea sa de a absorbi diverse curente de gândire, faptul devine perfect comprehensibil. Alex ia sticla mai limpede, cea cu diluția mai ușoară, și toarnă o doză de 10 centilitri în pahare albe. Bând din pahar, îi mulțumesc în gând plantei pentru ceea ce urmează să-mi ofere. Gustul este asemănător cu cel al sucului de mere de culoare roșiatică din magazinele noastre dietetice. Este amar și strepezește dinții. Ne așezăm apoi cu spatele sprijinit de peretele din lemn al terasei. Stând lângă Lilian, admir peisajul luxuriant care se oferă privirilor noastre și ascult zgomotele naturii exuberante dominate de cântecul păsărilor. Convenisem ca Lilian să se uite regulat la ceas pentru a nota efectele succesive ale băuturii. În primul sfert de ceas nu se întâmplă mare lucru, apoi, puțin câte puțin observăm tulburări de vedere, îndeoseb la nivelul percepției verdelui vegetal. Pădurea pare să se apropie și să se îndepărteze ca într-un ușor balans. Modificările de percepție senzorială sunt ușoare. Lilian mă urmărește în liniște și simt cum, la rândul ei, intră și ea într-o altă stare de conștiință. Experiența a început de 20 de minute. Ceilalți membri ai micului nostru grup stau ca și noi pe jos în liniște. Unii țin ochii deschiși, alții i-au închis. După 25 de minute simt valuri trecându-mi prin corp ca un ușor recul al apei mării. Ele pleacă dinspre coapse și urcă spre gât. Acesta e momentul în care fiul și fiica lui Alex încep să intoneze imnuri, acompaniindu-se de chitară. Anacronismul suscitat de folosirea unei plante șamanice într-un ritual creștin ne surprinde din nou. Veniserăm în căutarea unei experiențe de natură șamanică, o experiență controlată de expansiunea conștiinței, un dialog cu o plantă călăuzitoare și ne dăm seama că ingerarea unei astfel de băuturi trebuie să se producă efectiv în cadrul unui ritual, șamanic sau de altă natură. Imnurile și ritmurile sunt necesare pentru a jalona parcursul. În timp ce restul asistenței cântă, Lilian și cu mine rămânem tăcuți, atenți la modificările noastre senzoriale. După 40 de minute de la ingestie, ni se pare că pădurea se animă. Percepem degradeuri de culori, nuanțe de verde pe care nu le-am remarcat niciodată până acum. Descoperi spiritele pădurii cam ca atunci când ai senzația că distingi o formă umană într-o stâncă.
După 3 sferturi de oră, cântecele trezesc în mine o senzație de plictiseală. Mă ridic, cobor scările, ies din casă și mă îndrept spre pădure. O potecă străjuită de copaci pare că mă cheamă. Din cauza modificărilor de percepție vizuală, aceasta mi se pare o boltă de un verde smarald. Simt chemarea pădurii regine, iar în momentul următor mi se face rău. Nu mă surprinde deoarece fusesem prevenit de acest risc. Contemplând îndelung aceste nuanțe de verde, îmi dau seama că mă aflu sub influența băuturii. Experiența este însă doar la început. În discuția noastră ulterioară, Lilian și cu mine apreciem că momentul culminant s-a consumat între 3 sferturi de oră și 1 oră și jumătate de la ingerare. Participanții rămași pe terasă mă observă. Chemarea pădurii devine din ce în ce mai intensă. Mă întorc totuși lângă ceilalți și mă așez în mijlocul cercului. Lilian, care nu a avut puterea să mă urmeze, simte la rândul ei nevoia subită de a păși pe pământ. Se ridică lent și se îndreaptă spre marginea pădurii. Mai târziu avea să-mi povestească. Mi-au trebuit 5 minute ca să parcurg acest traseu care mi s-a părut anevoios. Îmi simțeam inima grea, ca la începutul unei crize de tahicardie. Corpul nu mi-era amorțit în întregime, ci doar cuprins de o ușoară toropeală. Gesturile și mișcările mele păreau încetinite și nu mă credeam nici măcar în stare să merg. M-am simțit mai bine când picioarele mi-au atins pământul. În timp ce stăteam pe terasă, vedeam cum pădurea se animă. Ea prindea viață de parcă m-aș fi aflat în Alice în Țara Minunilor. Apoi când am coborât, am văzut și eu acea boltă verde care mă chema. M-a cuprins o mare tristețe și am plâns. Am plâns în pădure, dar și împreună cu ea. Mă ridic pentru a doua oară și mă duc ca să o ajung din urmă pe Lilian, care continuă să meargă la fel de încet. Nu te îndepărta prea tare, îmi spune ea. Pădurea te cheamă. Simt efectiv o puternică atracție pentru această ființă vegetală care este pădurea tropicală ce mi se întinde în față. O primă diaree mă obligă să mă îndrept către toaleta naturală, o simplă groapă făcută în pământ. Revin apoi spre lizieră și o zăresc pe Lilian la vreo 20 de metri în fața mea. Acesta este momentul în care experiența începe cu adevărat. Din timp în timp, cântecele celor de pe terasă încetează, iar noi distingem zgomotele naturii. Sub influența plantei, capacitățile noastre auditive au sporit. Modificările sunt din ce în ce mai vii. În anumite momente avem senzația că suntem supravegheați. Alex ne-a explicat că cei din grup ne supravegheau pentru ca, aflat sub influența plantei, să nu ne aventurăm prea departe în pădure și să ne rătăcim. Câteva minute mai târziu revenim pe terasă. Închid ochii și dintr-o dată zăresc gerbe de lumină și un caleidoscop de forme geometrice în culori extrem de intense și de luminoase. Trăisem deja experiențe de acest gen la Institutul Monroe sau cu ocazia altor încercări de dilatare a conștiinței, dar niciodată de o astfel de bogăție vizuală. Aceste impresii colorate se succedau în valuri. Roșuri intense, nuanțe de verde pastel, tuneluri pătrate. Se pare că acest tip de manifestare este relativ frecvent, îndeoseb prima oară. Văd femei magnifice și îi cer plantei să-și arate și ea chipul. Îmi apare o figură grotească, iar eu îi spun în gând: nu, aceasta nu ești tu. Deodată mi se înfățișează un peisaj minunat. O pădure prin care umblă animale pe care nu le cunosc. Planta îmi oferă viziunea unei lumi antideluviene. Imnurile cântate de către cei din grup mă deranjează foarte tare. Simt dorința să le spun să tacă pentru a mă putea cufunda în liniște. Respectăm totuși ritualul și pe cei prezenți, oamenii a căror sinceritate profundă o resimțim. Când m-am așezat, îmi va mai spune Lilian, am observat că percepțiile mele auditive și gama de sunete erau amplificate, îndeoseb când Sonia s-a ridicat să plece de pe terasă. Am resimțit foșnetul stofei din care îi era făcută fusta, alunecarea pașilor ei pe podea, zgomote cărora nu le acordăm de obicei nicio importanță. Așteptam muzica fiecărei haine, a fiecărei mișcări a picioarelor sau brațelor, până la mișcările capului.
Sunetul era parcă deformat. Acuitatea auditivă, de o extremă finețe, creierul meu stâng activ. Se spune că sunetele ne parvin într-o manieră holografică. Altfel spus, nu mai auzeam cu urechea, ci cu creierul. Ca regulă generală, sunetele ajung la creier prin intermediul nervului auditiv, dar într-o perspectivă holografică, auzim așa cum aude creierul, potrivit unui spectru de frecvențe mult lărgit. Nu mai este vorba de o creștere pe orizontală a spectrului sonor, ci de una pe verticală. Cu 10 ani în urmă mă interesase lucrările inginerului argentinian Zuracheli, care a produs sunete holografice audibile cu ajutorul unei căști de înaltă fidelitate. Înregistrarea holografică a frecării unui chibrit pe catran te face să simți mirosul sulfului. Creierul este amăgit. El alunecă într-o realitate virtuală. Este exact ceea ce se producea în cazul experienței noastre. Atunci când în stare normală de veghe informațiile vizuale sau sonore sunt transmise spre creier, se înregistrează o pierdere de frecvență. În vreme ce aici totul e pur, fără filtrajul organului intermediar. Ayahuasca suscită o dublă percepție, a mediului exterior și a celor patru dimensiuni ascunse în spatele celor patru dimensiuni obișnuite. Ceea ce înseamnă a vedea, în manieră Lakota, lumea cea ascunsă în spatele lumii. Aceste reflexii mă poartă spre universul octodimensional al matematicianului englez Roger Penrose. Acesta comportă patru dimensiuni reale, înălțime, lățime, lungime și timp, și patru dimensiuni imaginare, juxtapuse unele altora și relevând viziunea șamanică a unui univers cu opt dimensiuni. Experiența favorizează accesul treptat spre o modalitate uitată de cunoaștere. Nu mă gândesc doar la proprietățile acestei băuturi șamanice, ci și la capacitățile holografice ale creierului. Am impresia indescriptibilă că pătrund în holograma spirituală care decodează această a doua hologramă pe care o numim lumea fizică. Se pune întrebarea dacă această cunoaștere psihoactivă provine din interiorul creierului uman, cum pretind oamenii de știință, sau din lumea vegetală, cum afirmă populațiile amazoniene. Este însă clar faptul că resimțeam influența unei învățături primite din afară. După o oră simt nevoia să vomit. Ayahuasca are atât un efect purgativ cât și depurativ și îmi dau seama că planta mă purifică și mă pregătește pentru intrarea pe un alt palier al existenței. Pe terasă, cântecele și imnurile devin tot mai insistente, iar eu mă simt dintr-o dată cuprins de neliniște la gândul că nu mai am control asupra mea, că sunt sclavul unei influențe exterioare, că nu mai am nicio putere. Realizez totodată cât este de ușor să te lași indoctrinat și pe moment mă cuprinde teama de a nu aluneca în ceva care nu mă privește. Îmi dau seama în același timp că este vorba de teama de a nu-mi pierde libertatea individuală, de a nu putea reveni într-o stare normală care să-mi permită să reacționez. Utilizate în scopuri greșite, plantele psihotrope reprezintă un instrument teribil de indoctrinare. Ne ridicăm din nou, Lilian și cu mine, și coborâm pentru a ne împărtăși impresiile. Suntem conștienți de faptul că putem să umblăm, să gândim și să reacționăm. Capacitatea noastră de a reacționa pare intactă, dar retrasă parcă în stare de veghe. O alta este însă prezentă, care analizează o serie întreagă de influxuri necunoscute de noi până atunci. Folosesc, îmi spune Lilian, cunoașterea mea șamanică a legăturii care ne unește cu pământul și cu energia pădurii, pentru a mă ajuta să trăiesc această experiență într-un mod plenar desăvârșit. Ne plimbam. Totul este mișcare și culoare. Copacii sunt vii, papagale albaștri se aud trecând în zbor pe deasupra capetelor noastre, iar mie mi se pare că îi văd în relief. Este ca și cum am ieșit de la un film static în alb-negru, pentru a pătrunde într-o viață vie, dinamică, în cinemascop, colorată și tridimensională. Ancorează-te în pământ, îmi spune prietena mea. El îți va da forță. Îmi dau seama că frumusețea cântărilor și imnurilor ascunde o teamă difuză, foarte probabil legată de un trecut anterior acestei vieți. Mă uit la Lilian și o văd prin ființa mea spirituală.
Îmi dau seama că filtrul gândirii și percepțiilor mele normale a dispărut aproape în întregime. De jur împrejurul ei percep ceva asemănător unui dans de culori și de energii vibratorii. Îi disting cu claritate dublul subtil, apoi ceva mi se strecoară în cap, ușor ca o pană. Prezența ei în însă și esența ei pătrunde în mine. Îi captez gândurile care sunt identice unor ideograme senzoriale. Sub influența plantei se produce fenomenul telepatic și amândoi îl trăim simultan. Nu mai rămâne nimic ascuns. Tot ce știe unul din noi știe și celălalt. Recepționăm automat întrebările celuilalt și răspundem la ele fără a schimba niciun cuvânt. Doi cercetători au fost interesați de relația dintre ayahuasca și telepatie. Ei au reușit astfel să izoleze un alcaloid pe care l-au numit telepatin și care s-a dovedit mai apoi a fi harmina. Să precizăm însă că reacțiile telepatice nu sunt proprii experiențelor practicate cu ayahuasca. Ele sunt de fapt asociate altor tradiții șamanice, în special șamanismului siberian al Amanitei și ritualurilor peyote mezoamericane. Aceste stări extatice le permiteau oamenilor să acceadă la un soi de conștiință transpersonală, care favoriza telepatia și premoniția. Folosirea acestei băuturi nu declanșează în mod sistematic experiențe telepatice, mai ales în primele ședințe. La 2 ore după ingestie, experiența scade în intensitate și mă cuprinde o sete teribilă. Îmi simt gura uscată ca o sugativă. După încă o oră, ritualul încetează și împreună cu gazdele noastre schimbăm diferite impresii. Mi-am revenit cam 80%, precizează prietena mea. Simt încă valuri din când în când, dar efectul e pe sfârșite. Efectele psihoactive câștigă în intensitate în primele 40 la 60 de minute. Urmează un interval constant de aproximativ o oră, după care efectul se diminuează progresiv. Totul durează între 4 și 5 ore. Ne despărțim de gazdele noastre și ne petrecem după amiaza plimbându-ne prin pădure, pe cărări marcate, unde nu riscăm să ne rătăcim. După 4 ore nu am revenit încă la starea normală decât în proporție de 95%. Închizând ochii, avem încă senzația unui dans de culori. Petrecem o seară liniștită fără să reușim totuși să scăpăm de o teamă difuză. Când vine noaptea, dorm greu, dar a doua zi dimineață suntem odihniți, bine dispuși și relaxați. Merg împreună cu Lilian la Alex și Sonia, care ne oferă puțin orez cu sos de soia. Această primă experiență a fost pentru noi ca un exercițiu de curățire și de apropiere. Suntem impresionați de atenția pe care ne-o acordă gazdele noastre. Efectele diferă de la o persoană la alta, dar sunt adeseori legate de nivelul de pregătire, ne explică Alex și Sonia. Se întâmplă frecvent ca inițiații să aibă viziuni cu animale, șerpi, leoparzi, asemănătoare celor experimentate în tradițiile psihotrope indigene. Anumite viziuni sunt legate de prieteni sau de membri ai familiei, altele de viețile anterioare. Pentru noi, Daime Miraco reprezintă îndrumări mai autentice decât cele oferite de perspectiva materială sau științifică. De fapt, favorizate de activitatea rituală, sunt extrem de asemănătoare viziunilor și stărilor extatice descrise de sfinții și misticii atâtor religii. Selva se întinde în fața noastră în timp ce Alex își continuă ideea. Plantele psihotrope deschid porțile comunicării dintre spirit și astral, o dimensiune paralelă inerentă omului și cosmosului. Atunci când devenim conștienți de realitatea universului nostru interior, ne dăm seama că reprezentăm deopotrivă universul în ansamblu, cât și fiecare din părțile sale componente. Întreg universul comunică așadar cu trupul și spiritul nostru, o noțiune pe care o întâlnim de mii de ani în tradițiile ezoterice. Plantele călăuzitoare sunt în esență un racursi. Înainte de a porni pe această cale, este bine totuși să fim extrem de prudenți. Nu este o cale pentru aventurieri sau exploratori, ci o cale precisă, cartografiată cu grijă de lumea șamanică amazoniană. Această scurtătură nu ne va duce însă la adevăr, decât dacă urmăm pașii maestrilor care ne-au precedat.
Ceremoniile noastre durează în general o noapte întreagă și urmează calendarul Bisericii Catolice. Sărbătorirea unei zile sfinte începe din ajun și se continuă a doua zi dimineața. Ceremonia începe la apusul soarelui. Prima doză de băutură se împarte după ce participanții au spus rozariul. În prima parte a ritualului, imnurile sunt acompaniate de ritmuri de maraca și de uruitoare. Toți dansează și cântă. Trei rânduri de bărbați și altele trei de femei se așează în așa fel încât să formeze steaua lui David, în jurul mesei, în mijlocul bisericii. Participanții sunt aranjați după înălțime. În timpul imnurilor, dansatorii se deplasează respectând o schemă ritmică și pași sincronizați simpli. Care sunt funcțiile tămăduitoare ale acestui ritual și ce rol joacă imnurile? Am întrebat eu. Daime prilejuiește crearea unei energii extatice. De aceea aceste ritualuri sunt numite munci. Inițiații știu că atunci când încep muncile, au răspunderea de a deveni ființe perfecte și de a se contopi cu Dumnezeu. În timpul experienței de ieri mi-a fost rău și imnurile m-au deranjat. De ce? Am mai întrebat eu, privindu-l pe Alex cu coada ochiului. Gazda noastră râse ușor. În comunitatea noastră spunem că unii trec prin momente dificile în timpul ceremoniei. Se simt rău sau stări de vomă, diaree, sentimente negative, momente de depresie și de mare neliniște. Toate acestea sunt momente cheie în procesul de instruire. Atunci, imnurile joacă un important rol de vindecare. Este ceea ce Augustin, un șaman peruvian care folosește o altă plantă psihotropă, San Pedro, îmi explicase cu ocazia congresului de la Canela. Așa numitele Icaros, cântece șamanice, joacă un rol terapeutic important în ceremoniile peruviene. Ele au o însemnătate fundamentală deoarece stimulează și declanșează apariția viziunilor. Altfel spus, cântecele și ritualurile lucrează împreună pentru crearea unui câmp morfogenetic care susține și amplifică experiența șamanică. Potrivit șamanilor din lumea întreagă, comunicarea cu spiritele se stabilește prin intermediul muzicii și de aceea, cântecele ceremoniale amerindiene, maori, siberiene, creștine și amazoniene sunt atât de prețioase. Pentru ayahuasca este de neconceput să pătrunzi în tăcere în lumea spiritelor. Imaginile tridimensionale se transformă în sunete pe care șamanul le imită, intonând melodiile corespunzătoare. Icaros servesc la invocarea spiritului plantelor sau la provocarea unor experiențe de natură șamanică. Ele îți permit de asemenea să călătorești spre alte niveluri ale realității pentru a intra în contact cu ființele de acolo. Icaros pot modifica viziunile și pot mări claritatea acestora. Vânătorii și vindecătorii ascultă așadar cu mare atenție sunetele scoase de șamani care îi pot ajuta în căutările lor. Cântecele șamanilor inițiați suscită o lărgire a câmpului vizual, precum și vizualizarea unor figuri geometrice. Sunetul este un catalizator al viziunilor. Plantele călăuzitoare sunt folosite pentru a explora atât lumea noastră, cât și lumile paralele de dincolo de percepția noastră normală. Ingerându-le, se eliberează de barierele spațiotemporale ale dimensiunii în care trăim și, prin exercițiu, va reuși să treacă dintr-o lume într-alta. Aceasta este călătoria șamanică, așa cum a fost ea adusă pe continentul american de către vânătorii siberieni, în urmă cu mai multe milenii. Atunci când ne-am oprit la acea fermă de pe malurile râului Mapia, grădinile indigenilor ni s-au părut capodopere de policulturi agricole. Găsește acolo un amestec de zeci de plante diferite cultivate într-un mod aparent dezordonat. Le împărtășim lui Alex și Soniei uimirea noastră. Știți, de fapt ayahuasca ne învață cum să ne cultivăm plantele, răspunse Sonia. Ayahuasca este într-un anumit sens televiziunea pădurii. Ea produce imagini și sunet și totul în trei dimensiuni. Explicația ei corespundea perfect experienței noastre holografice din ajun. Curiozitatea fiindu-ne satisfăcută, îi părăsim pe Alex și Sonia. Ziua se scurge liniștit, mă plimb prin sat împreună cu Lilian și schimbăm impresii.
Experiențele ulterioare cu ayahuasca ne vor învăța că este esențial să-i te înfățișezi plantei în manieră șamanică și să-i ceri să-ți ofere învățătura ei. Altfel, ea va produce gerbe de culori, efecte caleidoscopice, reverii, arhetipuri pe care neinițiatul le va crede reale. Planta te duce unde vrea ea dacă nu simte forța voinței tale. Planta mi s-a arătat într-o manieră foarte frumoasă, spune prietena mea. O femeie verde ieșind din pădure și care era în același timp pădurea însăși. Planta, una din cele mai vechi dătătoare de învățătură dintre toate câte există, ne poate înfățișa istoria pământului din vremea când vegetalele dialogau cu conștiința omului.